pentru dumneavoastră, vă rog să luați. Mulțumesc frumos! La mulți ani! Și florile la fel sunt pentru dumneavoastră. Și foarte frumos buchet. Cum că de la cine este surpriza? De la fiica mea, Veronica. Corect, așa și este. Baloanele la fel, este un... așa un aer de sărbătoare, să vă fie în casă dumneavoastră, le țineți și pe ele. Mersi, și mai avem aici cadouri. Asta este pentru tata, cred că. Asta e pentru dânsul. Aveți ce servi la masă de sărbătoare. Și desigur și un coș cu fruct, este foarte greu, eu n-o să-l pot să ridic, dar să știți că tot este jumate pentru mama și jumate pentru tata. Tata, o, tata, bravo! 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 Știți că ne-a transmis și un mesaj de felicitare pe care vreau să vi-l dau citire. Ești cel mai scump om de pe pământ. Doar tu poți ierta și înțelege orice. M-ai învățat ce înseamnă responsabilitatea, să nu mă tem de greutăți și ai educat în mine o persoană ambițioasă, deșteaptă, care a reușit să ajungă acolo unde și-a propus. Mămico, astăzi totul este despre tine și pentru tine. Nu vreau să vorbesc mult și fără sens. Mămico, să fii sănătoasă. Restul va veni de la sine. Îți promit, tu ești lumea mea. Lumea în care este mereu multă dragoste și susținere. La mulți ani, mămica! Vă iubesc, părinții mei dragi, cu mult dor și drag, fiica Veronica! Mulțumesc frumos și le dorim mult sănătate lor și nici n-am cuvinte. Oi, totdeauna sunt emoții mari, că sunt tare departe de noi și... Dar iată că au reușit să vă surprindă, chiar dacă sunt departe. Noi vă felicităm încă o dată și să continuați petrecerea. Aș vrea să fim mai aproape. Și cum? Lebivă, crăsivă, fiecare cu... n-am cuvinte. Unde le-ai dat acolo să se regăsească, să fie și ei sănătoși și nepoții și noi să fim toți sănătoși. Și străi. Și la mulți ani. La mulți ani, dumneavoastră, să vă aplaudă de toată lumea.